În prima repriză, fotbaliștii Universității au fost total neinspirați în faza de construcție și nu și-au creat nicio ocazie de gol. Gazdele au jucat cartea contrelor și au punctat la capitolul mare ocazii, însă Deaconul de două ori, dar și Ian Stoica, le-au irosit. Apoi, execuția lui Neguț a fost parată de portarul oltenilor. De la cabine, Universitatea a ieșit mult mai curajoasă. Sibienii n-au mai reușit să țină de minge, nu le-au mai ieșit contraatacurile, iar intrarea lui Mitriță a dinamizat și mai mult jocul oltenilor, care au presat de multe ori cu fundașii dincolo de centru. Vedeta oltenilor a făcut o partidă excelentă și a creat panică la fiecare acțiune purtată în terenul gazdelor. Golul putea veni în urma unui șut al lui Mitriță de la peste 30 de metri, atunci când portarul Căbuz a respins în față, dar și-a salvat echipa de la primirea golului la intervenția următoare, când l-a blocat pe Colici în criză de inspirație, deși era singur în careu. Apoi a respins și șutul bun al lui Crețu, un final cu sens unic aproape de fiecare atac al oaspeților scria pericol. Herman Stad a renunțat la orice idee ofensivă, apărând în tranșee, chiar în propriul careu, remiza. A fost 8-0 raportul șuturilor pe poartă într-o repriză total controlată de craioveni. Herman Stad smulge cu suferință și ceva noroc un punct, iar Universitatea Craiova se împiedică din startul sezonului în încercarea de a readuce titlul în bănie după 34 de ani.